În anul 1969, în toamna anului 1969, în primul an de activitate, pentru a popularizarea activitatea astronomică, noi am realizat un pliant, primul pliant al complexului, așa se numea atunci. Mă văd puțin și aș vrea să vă întreb, astfel că aveți experiență bogată, cum vedeți astăzi această instituție comparativ cu anii în care ați activat aici? Da. Să știți că, în primul rând, s-au schimbat mult mijloacele tehnice de redare a problemelor de astronomie și astronomie. Foloseam atunci, tot de la ambasada satului, pe niște imagini, niște fotografii. Acum, acestea sunt din programul Apollo. De când acum, și chiar până am ieșit eu la pensie în 2006, primeam de la Agenția Spațială Europeană imagini color transmise de telescopul spațial Hubble. Deci nu se compara. S-a progresat. Și încă un element pe care eu îl subliniez, îl lasă pe care sala era mult mai modestă. Nu aveam aveam filme cu rol. Ați fost ați văzut un spectacol acum la Planetariu? Da, că am fost chiar recent și am asistat la pregătirea unui spectacol privit de teatru. Ah, da, la Star Trek. Da, pregătirea. Deci observați că sunt progrese. Și mă uitați pe care eu mă bucur. Dar nu numai aici, în bărți deosebite, eu am rebatat tot arealul la această suprafață și față de primul zic care s-a construit atunci când a fost niște pensionari, cum arată acum rezervația și cum arată de finale. La casa de bilete, la casa de bilete era tot. Este schimbări. Iar aici trebuie să meritul este al Consiliului Județean Constanța și al domnului care s-a și după acea tocată, sincer, felicitări. Mulțumesc și eu, mulțumesc pe Județean Constanța încă o dată, fiindcă veți vedea în curând, vom ieși pe presă cu o conferință de presă și în care vă vom anunța programul investițional pe anii viitori, foarte ambițios. Planetariu nu a rămas în urmă, ci pur și simplu am accesat niște fonduri europene, a durat până când s-a și întâmplat. Cert că anul ăsta s-a întâmplat, a accesat și de anul viitor, din dreapta linie dreaptă, în atragerea 1.600.000 de euro la Planetariu.